Slăviți să fie Domnul! Amin! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în cartea Evanghelistului Matei. Vom citi trei versete. Matei, capitolul 5, începem citirea cu versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub oboroc, ci o pun în sfetnic să lumineze tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locul. Pentru că suntem în luna ianuarie, considerăm că suntem încă la început de an și doresc ca în anul 2020 pe voi toți Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Să vă binecuvinteze pe voi și casele voastre. Amin. Și să binecuvinteze localitatea Rebrișoara. Amin. Și de ce nu? Așa cum e numită ea, să binecuvinteze Domnul toată Valea Someșului. Amin. Evanghelizare la Rebrișoara. Și am fost și eu invitat. M-am uitat peste adunarea Domnului, formată din frați și prieteni. Am trecut prin localitate astăzi și ieri, o localitate mare, și îmi declin neputința. Eu nu pot să evanghelizez Rebrișoara. Voi o puteți face. Voi cei de aici. Și am venit doar să ne sfătuim împreună cum am putea noi să evanghelizăm Rebrișoara. Ceea ce facem noi acum nu e evanghelizare. E o sărbătoare a adunării. O sărbătoare care adunarea o merită câteodată. Să vină frați cântăreți, să vină frați predicatori, să ne mai schimbăm impresiile, merită și adunările noastre așa ceva. Fratele Mitruț Iliuz de la Vicovul de Sus, un bătrân de aproape 90, 80 ceva de ani, îmi povestea că o mătușă de-a lui foarte în vârstă l-a trimis la piață să-i cumpere un sac de făină. Că era zi de târg la Vicov. El se duce, cumpără un sac de făină și spune mătușa, uite, ți-am cumpărat un sac de făină. Bătrâna deschide sacul, se uită la el, deschide, caută făina și spune, nu-i bună. E prea mare, du-te și schimbă făina. Omul s-a dus acasă, s-a luat cu treaba și a uitat. Seara și-a adus aminte, măi, n-am schimbat făina la mătușa. Și se duce și schimbă dintr-un sac în altul. Leagă sacul la gură și o duce iară. Uite, mătușă, ți-am adus sacul cu făină. Ea se uită, așa da? Și spune, eu n-am schimbat decât sacul. Voi ați schimbat sacul numai seara asta. Noi chemăm frață de pe Valea Someșului, voi îi chemați pe ea din Bucovina. Dar evanghelizarea cea mai rentabilă este aceea de la om la om. La noi, cu mulți ani înainte, când s-a închis adunarea, au venit autoritățile și ne-au încuiet adunarea. Povestesc părinții mei. Vreo 3 ani și jumătate au ruginit lacătul pe ușa adunării. Spunea un frate aici că e o mare bucurie că avem casă de rugăciune. Îi drept? Și povesteau frații mai în vârstă că aproape în toată duminica mergeau duminică dimineața la adunare în speranța că vor găsi ușa deschisă. Și ușa tot închisă, 3 ani și jumătate. Și când după 3 ani și jumătate au venit la primărie și au tăiat lacătul și au lăsat pe frați să intre în adunare, mirare, nu încăpeau. Că atâta vreme cât a fost casa de rugăciune închisă, ei au evanghelizat cercuri de rugăciune. Și când au venit toți, nu mai încăpeau. Ce frumoasă evanghelizare! Așa trebuie să facem și noi la Rebrișoara. După 89, au început și la noi să vină ajutoare din străinătate. Și au venit străini cu haine, cu un de lemn, cu orez, dar au venit un străin și ne-a învățat un lucru. A spus, măi, la un om când îi flămând, să nu-i dai să mănânci un pește. Mai bine dă-i o undiță și învață-l să prindă el pește. Că acum el mănâncă peștele, la de seară iar e foame.
Dar dacă învață să prindă pește, va ști să pescuiască. Noi acum, eu n-am un pește să vă dau. Eu aș vrea numai să vă dau o undiță și dumneavoastră să prindeți aici în Rebrișoara, amin? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spune cuvântul Scripturii că voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. La noi, prin anul 1930, a intrat pocăința prin trei frați. Unul din ei era bunicul meu. Spuneam, toți trei au fost condamnați pe 25 de ani la Cernăuț, au făcut ani grei de pușcărie. Nu prea buni predicatori, nu prea se făceau evangelizări, dar erau oameni tare pocăiți. Și s-au mulțit că suntem sute și sute de pocăiți acum în sat. Știți de ce? Că părinții noștri au trăit pocăința. Au fost lumină în sat și oamenii când au văzut lumina s-au tot adunat la lumină. Așa să ne ajute Domnul și pe noi. Pentru că lumina s-a luptat cu întunericul, spune evanghelistul Ioan. Dar întunericul n-a putut să biruiască întunericul. La lumină nu este frică de întuneric. O lanternă cât de slabă, de 1,5 volți, se aprinde în miez de noapte. Ea nu spune, nu mă aprind cu uci întuneric. Cât de mică, un chibrit, dacă l-a prins, el se aprinde și luminează. Luminii nu-i frică de întuneric. La dumneavoastră, cât credincioși sunteți aici, și apoi voi nu luminați ca o lanternă, voi luminați așa ca un far puternic, toată Rebrișoara trebuie să aibă lumină. Doamne ajută-ne la asta, amin? Eu am încercat pentru mine prima dată și apoi împărtășesc gândurile astea și cu dumneavoastră să identific câteva zone întunecoase, că lumina trebuie un din întuneric și noapte. Nimeni n-aprinde la amiază în luna iulie, la amiază când e un soare torit, să aprinde și el lanterna să meargă pe drum. Ați văzut pe cineva? Nu, lanterna e bună când e noaptea, atunci a prins becul, da? Eu am încercat să identific câteva locuri întunecoase unde ar trebui eu să mă duc cu lumina care o am și să luminez acolo. Și pe lângă mine vă invit și pe dumneavoastră. Doamne ajută-ne, amin? În cartea lui Iov, în capitolul 23, cu versetul 17, am întâlnit o expresie frumoasă, o expresie poetică. Spune că nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Rețineți expresia, întunericul durerii mele. Iov a fost un om care a trecut prin dureri groaznice. Mare durere, de inimaginat. Și perioada asta în care el trecea prin așa mari dureri, el o compară cu un mare întuneric care s-a abătut asupra vieții lui. Și spune, întunericul durerii mele. Expresia, spuneam, e poetică, dar nu-i de dorit pentru cineva. Să vină peste el și peste casa lui întunericul durere. Dar câteodată vine. Iov a suferit foarte mult. Noi predicăm, avem în predici, cântări. O pierdut în domeniul financiar, material. Când veneau slugile tine una după alta, de parcă erau înțelese și toate raportau pierderi și faliment. Și oile, și boile, și cămilile, totul nimicit. Credeți că pe Iov chiar nu l-a durut? L-a durut, frate. Iov era om ca și noi. Și noi când avem câte o pierdere, avem în pieptul nostru, avem în sufletul nostru o durere. Și Iov a avut din plin durerea asta. Iov și-a pierdut copiii, și-a pierdut familia. Noi predicăm, fraților, 10 să-i crie. Nici nu-i greu de predicat. Dar hai să ne gândim la 10 sicrii. Eu am fost în Pătrăuță, Sucevi, la o mormântare, cânta corul de la Ițicani undeva în față și un alt cor în spate, și dintr-o casă a fost scos un băiat de 29 de ani,
o fată de 17 ani și una de 15 ani. O venit băietul din Italia cu o mașină și a spus, hai să facem o plimbare. Și îmi spuneau ceilalți, băi, nu a avut viteză, a intrat în un cap de pod, dar nu cu viteză. Și trei au murit. Și când o trebuie să scoată, cele trei se criu, eram acolo. Nu mă întrebați ce am predicat, că nu contează asta. Când o trebuie să scoată sicriile, tata și-a pus mâinile pe cap și-a prins de un sicriu și-a strigat, Alexandra, de ce pleci din casa mea la anii ăștia? Ce ți-am făcut? Ce mi părăsești? Măi, corul cânta un cor mare de la ițicani, ca la o comandă, tot s-a trecut și tot s-a început să plângă. Ce să mai cânt? Trei sicrii. Din casă la Iov o pleca 10. L-o fi durut pe Iov? L-o durut tare pe Iov. Întunericul durerii mele. Și apoi vine diavolul și îl dă o bubrea și îl întâlnim pe Iov undeva într-o parte scârpinându-se cu un ciob. Bubrii rădea bubrii de pe el. L-o fi durut pe Iov? Îl durea. Și Iov spune, întunericul durerii mele. Și știi ce l-a mai durut pe Iov? Tot l-a întrebat pe Domnul, Doamne, de ce e așa? Doamne, de ce e așa? Și Dumnezeu nu i-a spus. Era înțelegerea aceea în lumea nevăzut între Dumnezeu și diavolul. Ai văzut pe neprihănitul meu Iov? Nu-i nimeni ca el. Și apoi diavolul a spus, dă-mi la mine să-l probez. Și cât a durut pe Iov proba asta, dar Dumnezeu nu i-a spus. Eu cred că dacă Iov ar fi știut că într-o zi se termină necazul ăsta, altfel ar fi vorbit. Dar Mica în capitolul 3, versetul 6 spune, de aceea vine noaptea fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. Că în momentul când e întuneric în casa ta, aștepți un răspuns și parcă Domnul nu ți-l dă. Când ai un necaz, când ai o durere, fugi la proroci și se ridică prorocul, spune, n-am avut nimic pentru matalii, frate. Și tu voiei să aibă, că de asta e întuneric, că de asta e negura mare, de asta spune Iov, întunericul durerii mele. Până la urmă Dumnezeu îi răspunde. Îl cheamă la raport și îi spune, Iov, încinge-te ca un viteaz, eu să te întreb și tu să răspunzi. Iov a înțeles și a spus, da, urechea mea a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, mi scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și în cenușă. Până la urmă a venit lumina, că l-a luminat Dumnezeu, dar durerea i-a fost mare. Acum eu vă întreb, în Revrișoara sunt oameni care trec prin durere? Da? Îi știți? Și tu cu lumina care o ai în tine, te duci la ei să le luminezi un pic întunericul lor, să mângâie necazurile lor, să îi ridici din starea lor, să ai un cuvânt de încurajare, să spui, frate, o să fie bine, lasă, frate, noi ne rugăm pentru tine. Te duci cu lumina acolo? Dumnezeu să ne ajute. În Betania a murit Lazar. Și spune Scriptura că iudeii s-au dus la Marta și la Maria, știi ce să facă? Să le mângâie. Asta înseamnă lumină. Dacă vreți în Fapte capitolul 9, în 31, biserica se bucura de pace, este vindecat ieri, dar în versetul 36, în Iop era o ucenică cu numele de Tabita, care în tâlmăcire înseamnă Dorca. Și femeia asta, văduva asta, făcea mult bine, dar a murit. Și s-au adunat toate, s-o plângeau pe Tabita, dar au auzit că Petru e în Lida. Și pentru că nu-i departe, o trimis Petru să vină. Măi, ce lumină avea Petru la el! Ce flacără mare! Ce lumină puternică! Că o prins-o pe Tabita de mână și a spus, scoală-te, Tabita! Și a ridicat-o și le-a dat un vie. Minunea asta a fost cunoscută în toate cetatea Iopie și mulți au crezut în Dumnezeu. Frate, eu mă gândeam, în loc de predica mea, dacă Domnul ar face niște minuni, ar vindeca niște bolnavi, eu am fost la multe evanghelizări și predic cum Domnul vindecă și vindecă. Da. Și pe primul loc erau oamenii în cărucioare și o pleca înapoi așa. Mă gândeam, oare
Nu era mai bine Domnul să vindece? Dar ăștia suntem noi. Ăștia suntem noi și totuși Domnul vindică. Mie mi-ar trebui multe ceasuri să vă postez lucrările care le-am văzut. Când eram tânăr, am fost la dealul mare, la sora Micluc, și am avut o prorocie. Eu zic, bărbatule, în viața ta vei fi martor la multe lucrări ale mele. Mi-ar fi plăcut să spună că prin tine le fac, dar n-am avut așa lucrare. Dar acolo unde sunt frații și Domnul face lucrări, sunt și eu prezent și mă uit așa dintr-un ungher și tare mă bucur. Fraților, în întuneric cu dureri nevoie de un pocăit din Rebra, din Rebrișoara, din Parva, de unde vreți voi, de aici, sunteți de mai multe, da? Și nevoie ca cineva să se ducă cu lumina lui acolo și întunericul să se împrăște. Doamne ajută, amin? Amin. În familie, odată Elcana spunea, ce ai tu anul de tristă? Și bărbatul trebuie să fie lumină în familie, să aibă cu el lumina în familie. Sunt probleme că nevasta e bolnavă, e însărcinată, e rău, nu te poate suferi, nu poți face treabă și tu vii acasă și treaba nu-i făcută și vasele sunt chiuvete, ce faci? Tu ești lumină, o găsești plângând fără motiv și o întrebi, mă, dar ce ai de plângi? Și ea spune, lasă-mă, pace, că eu vreau să plâng, că așa-i. Dar bărbatul e lumină în casă, nu? N-ar trebui să fim, că Biblia spune că aici spune că ca să lumineze întâi celor din casă. Trebuie să fim lumină în casa noastră și după aia pe ulițele din Rebrișoara. Și-o întreba Elcana, Ana, ce ai măi, Ana, de plângi, măi? Ce ai măi, Ana, de plângi, măi? Și-o mângâia pe nevasta lui. Domnul să ne ajute. Și nevasta trebuie să fie lumină în casă când bărbatul e bolnav și e amărât și trece prin dureri. Să se roage Domnul să-l încurajeze. Lasă-mă, bărbate, că o să fie bine. Am găsit în Sfânta Scriptură un bărbat, nu era pocăit, era rău tare. Dar așa s-a speriat, a văzut o vedenie. Pitem cu ea la zidru acolo, un cap de mână a scris repede câteva cuvinte. În Daniel, capitolul 5. Și Biblia spune că așa s-a îngrozit de tare împăratul, s-a îngălbenit, i s-a desfăcut încheietura șoldului, genunchii tremurau așa, se băteau unul de altul și o striga cu glas tare, să vină înțelepții Babilonului și cititorii stele și vrăjitorii. Și au venit toți la comandă. Ce scrie acolo, măi? Și nimeni nu a putut scrie. Dar împărăteasa, când l-a văzut pe bărbatul său, scrie acolo în capitolul 11. Măi împărate, în vremea tatălui tău era un prinț de război care avea știința Dumnezeilor celor sfinți și în el s-au găsit lumini. Și l-a chemat și l-a întrebat împăratul, măi, în tine este lumină? Femeia asta n-avea lumină, dar știa pe unul care are lumină. Cât e de bun la necaz un om care are lumină? Cât e de bun în durere un om care cunoaște cuvântul Domnului? Cât e de bun în durere și în problemele care le avem un om care-i trimis de Dumnezeu să te ajute? Și l-a întrebat împăratul, mă, tu ai lumini? În versetul 14 și mai jos acolo, el spune, nu, eu Dumnezeu e cel care are. Dar totuși am să citesc ce scrie și am să spun și tâlcuirea. Apoi 1 Petru capitolul 3 spune cuvântul Domnului, dacă o nevastă are bărbatul nepocăit și e rău și e îndărătnic, ea ce trebuie să facă? Să asculte, să se supună, ca să-l câștigi pe bărbatul tău când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Trebuie să fie surorile lumină în casă? Trebuie să fie bărbatul lumină? Doamne, ajută-ne! Într-o zi m-a chemat un frate, frate Dragoș, este aici într-o localitate, dar eu nu vă spun unde, un frate care e căzut în mare depresie. Nu poate dormi noaptea, câteva minute pe noapte, nu mă sufrământă, nu mă plânge, vino și fă o rugăciune. Măi, am mai luat eu vreo doi frați cu mine, m-am dus, fac o rugăciune pentru el. Dar întâi l-am întrebat, măi, dar ce probleme ai, de când a apărut starea asta, depresia asta? El spune, frate Dragoș, eu am lucrat în Italia, am lucrat bine,
Am venit aici, uite, mi-am făcut o casă, avea o casă nouă, frumoasă, m-am stabilit în România, soția mea e educatoare la școală și în timp ce eu lucram la casă am căzut jos și am 6 luni de zile de când stau întins în pat. Între timp, pe nevastă mi-a dat afară că s-au redus postul, că nu mai sunt copii. Era la începutul septembrie. Săptămâna viitoare începe școala. Copiii cei 3 care i-am sunt la părinții mei. Nu am bani de caiete, nu am bani de tenis, nu am bani de ghiozdane, nu am bani pentru nimic la copiii mei și nu mai pot face. Nu pot să dorm noaptea. Am avut un cal și l-am vândut, am cheltuit tot ce am avut și nu mai am cu ce trăi. Dar eu spun, mă, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e bogat. El se uita la mine așa pe o figură ștearsă, privea pe lângă mine, cuvintele mele loveau așa cum la noi o vorbă, ca nuca de parete. Mă, încerc să-i spun de Dumnezeu, n-am reușit. Când am văzut că nu reușesc, că am băgat mâna în buzunar, eu nu sunt foarte bogat, am pipăit, băi, am niște bani la mine. M-am dus la fratele șofer, ăsta era director la regia, director general la regia apelor. Băi, Daniel, tu ai ceva bani? Frate, vreau și am 200. Mă duc la un prezbiter. Băi, tu ai bani? Am 100. Și am făcut vreo 500 de lei. Și am spus, măi, frate, uite că ai treaba. Tu rămâi încrezător în Dumnezeu. Uite, acum e banii așa de la noi. Noi mergem acasă, facem o strângere în alimente și avem, dar tu nu te mai temi, măi, că n-ai, uite, e banii ăștia și noi o să te mai ajutăm. Măi, oameni buni, așa de bine o prins predica asta, s-o înselinat, o zâmbit, o lua banii și l-am sunat după o vreme, când noi i-am făcut o strângere, am dus-o pe păstorul. Măi, ce face, frate? Băi, mulțumim la Dumnezeu, nu mai are nicio simptomă, doarme liniștit. Nu seamănă asta lumină? Nu seamănă asta a lumină care luminează în întuneric cu durerii? Primul domeniu care l-a identificat eu că ar fi un domeniu întunecos, o beznă mare, este domeniul durerilor noastre pământești. Și acolo, dacă s-ar găsi un pocăit din Rebrișoara, o pocăită din Rebrișoara, să se ducă să aprindă numai o lumină mică, Dumnezeu ar face mari minuni. Doamne ajută! Amin? Căutând în Sfânta Scriptură, am mai găsit un domeniu. În Psalmul 82, spune acolo și eu m-am oprit la versetul 5, de exemplu, unde cuvântul Domnului, printre altele, spunea așa. Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic, ci umblă în întuneric. Domeniul necunoaștere, a nepricepere. Știți că sunt oameni care nu cunosc? La noi este o cântare veche, veche, veche. Primiți frați, primiți ocara, se chema. Și una din versete spunea, cel ce ești negru la minte, tot mai rău ca înainte. Sunt oameni care nu cunosc frații, dar ei în nepriceperea lor, spune cuvântul Domnului, nu știu nimic și umblă în întuneric. În Isaia, capitolul 29, cu versetul 15, spunea de o categorie de oameni că își ascund planurile dinaintea lui Dumnezeu și zic, nu ne vede Domnul, nu ne știe. Oare sunt și astăzi oameni care gândesc așa? Se știe Dumnezeu, ne vede Dumnezeu aici, nu-i mama cu tine, nu-i tata cu tine, nu-i comitetul, nu-i păstorul și te duci în capătul celălalt de Europa și spui că cine ne vede, cine ne știe. Eu vă spun, este cineva care ne vede. Amin. Este unul care ne știe. Ăsta e Dumnezeu, amin? Să nu încercăm să ne ascundem în întuneric ca și cum Dumnezeu nu ne-ar vedea. Că înaintea Lui suntem goi și descoperiți. El are ochii ca para focului. El te ajunge cu privirea oriunde te duce tu. Amin? Da, așa spun unii, nu ne vede Dumnezeu, nu ne știe. Și oamenii ăștia fac planuri rele în întuneric. Apoi în Efeseni, capitolul 5, versetul 11, spunea Apostolul Pavel, și nu luați
deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă, osândiți-le pe față, versetul 12, căci îi rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Oameni care participă la lucrări neroditoare ale întunericului. Noi n-avem voie, n-avem voie, frați și surori, să participăm la lucrările neroditoare ale întunericului. În primul rând trebuie să identificăm care sunt astea. În al doilea rând să le evităm și în al treilea rând să le condamnăm, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Dumnezeu să ne ajute, amin? Povesteam la un frate ce am pățit eu la școală. Noi avem foarte mulți copii. Avem clasă în care predomină pentecostale. Și mă cheamă directorul la școală odată și nu mă duc, știam de ce mă cheamă. Și mă cheamă a doua oară și nu mă duc, că știam de ce mă cheamă. Și când mă cheamă a treia oară, am spus, măi, ești păstor, trebuie să mă duc. Am luat eu o zi de post, am citit eu prin Constituția României, m-am înarmat cu niște articole și am spus, mă duc. Și el mă ia în cancelare și începe să vorbească, domnul Croitor, dumneavoastră aveți niște copii excepționali. Și, în adevăr, noi avem copii foarte buni. Cei mai buni din clasă sunt pocăiți, trebuie să recunosc. Și îmi mai spune el, și în viață nu au ajuns oameni mari ăia care au jucat pe scenă, nu? Aia care au fost buni la fizică, la matematică, ăștia au ajuns în oameni. Și la dumneavoastră copiii sunt foarte inteligenți. Eu stam așa să vedem când dă drumul, știi, că așa e omul, te ridică și la urmă îți dă drumul. Și mai stau, mai aștept, mai... Dar eu tot cu articolul din Constituție în cap, că dacă spune ceva, uite, scrie articolul. El continuă și spune, domnule, și eu acum am îmbătrânit, el e mai bătrân ca mine. Și nu de mult părinții mei s-au pocăit, au trecut la penticostali, îmi spune el. Și eu îndată ies la pensie și mă gândesc să apuc și eu pe o cale, că nu-i bun cum sunt. La momentul ăsta e foarte bolnav de cancer, nu mai putut vin la școală. Dar știi ce te rog eu? Avem o problemă cu copiii și nu atât cu copiii cât cu părinții. Vin unii părinți la noi la școală și spun așa, domnul director, vă rog frumos, nu ne năcăjiți copiii. Noi nu facem sărbări de 8 martie, noi nu facem onomastice, noi nu facem banchete, noi nu facem asta. Să nu ne năcăjiți copiii. O să vin alte mame și spun, domn director, dar copiii noștri termină clasa 8-a, nu facem banchet? Doar acum se dispar, nu facem o sărbătoare de rămas bun? Și îmi spune mie directorul, domnul Croitor, eu nu mai știu ce să fac, dar te învăț pe dumitare, du-te acolo la biserică, la dumitare, fă o ședință, hotărâți un lucru, dacă faceți sau nu faceți. Și îmi spuneți și mie și eu ascult de voi. Măi, așa m-am desumflat, m-am văzut că eu sunt conducător într-o adunare în care unii vor onomastici și alții nu vor. Unii vor sărbători și alții nu vor sărbători. Și m-a învățat directorul pe mine ce să fac la... Nu știu la dumneavoastră cum e. N-am vorbit cu ai Chloe, încă nu le-am dat telefon. Ce fel de pocăință aveți aici pe Valea Someșului. Dar, spune Scriptura, nu luați parte deloc la lucrările neroditoare al întunericului. Până la urmă am stabilit și am transmis, domnul director, tot ce aparține de programa școlară faceți, că îi lege. Iar celelalte lăsați-le, făceți-le fără noi. Că a spus diriginta, păi dar copiii de pocăiți nu fac, noi nu avem ce le face. Până la urmă, o chemat orchestra noastră să le cânte acolo. A noștri toți știu la vioară, Domnul vă binecuvinteze. Frumos ați cântat. Și a noștri cântă la acordeon și la vioară și la chitară și la mandoline. Și a venit orchestra, a spus, domnule, noi cântăm, dar de-a noastră. Păi cântați de-a voastră. Și-au făcut evanghelizare la școală cu cântări de la pocăință. Eu chema la pocăință. Acum eu mă întreb, cum identificăm noi lucrările neroditoare al întunericului? La poliție este un chestionar acolo când pui un șablon și completează dacă e bun sau nu. Eu am câteva întrebări. Acolo unde mergi tu și la ceea ce faci tu, îi prezent și Domnul Iisus? Mi-aduc aminte de o studentă de la Timișoara, crescută de bunica. Și la un moment dat bunica s-a dus cu traistea, cu mâncare, la nepoată. Și unde s-o ducă, ce să facă cu bunica, că ținea la bunica tare. Și a spus bunica, hai să mergem la un film.
Și bunica s-a îmbrăcat, hai să mergem, că el nici nu știe bătrâna de film. Dar când merge e cu tramvaiul, spune, măi, dar acolo unde mergem noi, vine și Domnul Iisus, da? Și nepoata a spus, nu știu dacă vine Domnul Iisus. Apoi dacă nu vine Domnul Iisus, noi la ce să mergem? Ia puneți întrebarea asta la multe activități care le faceți. Domnul Iisus e prezent acolo? Că dacă nu, e o lucrare neroditoare a întunericului, unde Iisus e lumină, unde nu El e întuneric. În al doilea rând, prin activitatea ta, prin ceea ce faci, prin ce participi tu, îi proslăviți numele lui Iisus? Măi, la urmă, Dumnezeu își culege slava de acolo? Că dacă Domnul nu își culege slava, cred că e lucrare neroditoare a întunericului. Și noi n-avem ce căuta. Și mai am o întrebare. Dacă în momentul ăla e răpirea sau mori, vei fi luat la Domnul de acolo? Sau spui, nu știu de acolo dacă voi fi luat la... Dacă nu știi, nu te du. Biblia spune că feriți-vă de... Nu de tăci rău. De orice vi se pare că e rău. Numai dacă vi se pare că e rău, e lucrare neroditoare a întunericului. Dumnezeu să ne ajute să ne păzim, frața. Amin? Amin. No, pe aici e pocăința. Eu stau de vorbă cu frații mei. Există un domeniu al necunoașterii, al nepriceperii. Dar vine Pavel în Efeseni 1, 17 și 18 spune și mă rog Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos ca să vă dea un duc de descoperire în cunoașterea voii Lui și să vă lumineze ochii inimii. Doresc pe toți Domnul să ne lumineze, amin? Amin. Efeseni 5 cu 8 spune odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați dar ca niște copii ai luminii. Dumnezeu să ne ajute. Pe noi Dumnezeu ne-a luminat. Pe mine Dumnezeu m-a găsit pe ulițele satului, s-a apropiat de mine și m-a luminat cu lumina Lui cea mare. Într-o zi s-a oprit în dreptul tău. Și noi care eram în întuneric, cu nepricepere și al necunoaștere, Dumnezeu s-a îndurat, ne-a deschis ochii inimii, ne-a deschis mintea, ca la cei doi ucenici de pe drumul Emausului și am înțeles voia lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Și acum noi ce facem? Păi noi mergem acum și iluminăm pe oameni. Spune în 2 Corinteni 4 cu 6 că noi facem să strălucească lumina slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Asta e biserica. Asta mergem noi și spunem. Știți odată? A venit un om, numele lui era Anania în Damasc și se duce la Saul din Tarsul Cilicie și spune, Domnul m-a trimis la tine ca să scapeți vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Și Anania a stat de vorbă cu el. În Fapte 18 era un cărturar puternic, un predicator puternic, cu numele de Apollo, tare în Scripturi. Dar cu Ila și Priscila l-a luat deoparte și l-a învățat mai cu deamănuntul calea Domnului, că în pocăință sunt și amănunte. Sunt niște amănunte tare importante. Parcă spuneam eu o seară, nu știu, că un prieten de-al meu, care la 19 ani era golgheter în divizia A, cooptat în lotul național al României, o mers cu niște pocăiți la rugăciune, la o stăruință și Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. O avut și vedenii, s-a dus înapoi la Politehnica Iași, la Leonid Antohie, antrenorul lui, și a spus, eu nu mai joc fotbal, de ce eu m-am pocăit? Și spunea, măi, m-a dus antrenorul cu valiza până pe peronul gării și a spus, de te gândești vreodată să pui piciorul pe minge, îmi dai un telefon. Dar el nu s-a mai gândit. Dumnezeu l-a făcut proroc, l-a făcut conducător de adunare. Dar el îmi spunea, printre altele, după ce m-am pocăit, a venit cineva la mine și mi-a spus, am avut o lucrare, voi trimite la tine un bărbat care îți va descoperi niște taine din pocăință. Un om de aici, din sat, care nu a fost niciodată la tine. Și el făcea treabă prin curte, mătura, și vine un pocăit de acolo, e lângă Suceava satul, și stă de vorbă cu el și îi spune, măi, dacă te-ai pocăit de acum și păsările trebuie să știi în ocol că tu ești pocăit, și vitele în graș trebuie să știi că ești pocăit, și tot ce ai tu și vecinii să știi că ești pocăit. Dar o să eu mă duc, mă grăbesc. Și a plecat. Și el m-a gândit, măi, ce taine ori fi astea? Și a înțeles că atunci când ești pocăit,
contează și amănuntele, este în pocăință. Toți din casa ta și animalele și păsările trebuie să te știi că ești pocăit. Când intri în ocol la păsări să zboară, tăte, nu știu, e o problemă cu pocăința ta. Când intri în grajul la vitri și dă să sară iesle când te vede, e o problemă cu pocăința ta. Sunt niște lucruri de amănunt. Acum cred că Acuila și Priscila pe Apollo l-au învățat despre botezul cu Duhul Sfânt, că nu era el foarte clar cu astea. Dar Acuila și Priscila l-au luminat pe Apollo. Odată călătorea un om, avea niște armăsari pur sânge, că era mare dregător la împărăteasă. Și un om fugea în urma lui, pe jos, prin colp, pe un drum pustiu. Și a ajuns carul, domnule, l-a ajuns și de acolo, din jos, așa găfăind, îmi întreabă, măi, înțelegi tu ce citești? Și ăla mare ministru spune, cum să înțeleg dacă nu mă învață cineva? Și-a oprit, i-a dat mâna, l-a tras în car și începând de aici, Filip, i-a explicat Scriptura la famine etiopiană. Până a ajuns în dreptul unei ape și-a spus, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și-a oprit carul, dacă crezi din toată inima, da, cred că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. L-a luminat? L-a luminat. Când ai predicat ultima dată la cineva din la tine din clasă? Când l-ai luminat? Eu m-am povestit, am o întâmplare frumoasă. Dar am povestit-o și dacă ați auzit-o, iertați-mă. La mine, până la vârsta de 19 ani, a venit un băiat foarte șmechin și destul de nepocăit să-i dau botez. Frate, dau și botez. Dar el n-avea chiar fapte de botez. Om din adunare cu pantaloni scurți, într-un maieu, și i-am spus, măi, dar ce vii în ținută asta? Și el facea, mi-e cald. Băi, dar tu crezi că mie nu mi-e cald? Vin și eu așa ca tine, na. Și dacă îmi dai botezul, bine, dacă nu, nu. Și nu i-am dat și-a plecat. 10 ani din zile au lucrat prin Austria, au câștigat bani, nu mai luat botezul. Alții spuneau, băi băieți, băi, ai 20, aproape 30. Eu am cerut botezul lui Dragoș, Domnul să-mi-l dea, răspunde. Voi știți că chiar m-am gândit un timp, ce era dacă îi dam eu botezul? Ce-am fost de-a? Nu putem să-i dau în starea lui. Și-o venit la noi la adunare și când ieșeau de la noi, de la adunare, ieșeam pe drum mult, el pe motocicletă din fața adunării pleca pe o roată așa. Și făcea o colbăraie în urmă. Și un om, un patron din sat, nipocăit. I-o tras-o în jurături, băi, nu ești nici pocăit, nici nipocăit. Băi, nu-i nică de tine, ce cu tine? O să spunea Ionică, eu două șmecherii mai fac și plec înapoi în Austria. S-o sui motocicletă și-o luat-o spre Suceava. Când avea 180 de kilometri la oră, traversa un frate pocăit, un prolog bătrân, cu calul de căpăstru, scotea o căruță de fân. Nu mai a avut timp. O intrat în car și 20 de zile au fost în comă. 20 de zile. Adunarea a postit 20 de zile. Am uitat că a fost obraznic. Părinții vreau să le fraților, cu ce să vă plătesc o zilele astea? Dar noi 20 de zile ne-am adunat în adunare acolo și ne-a rugat. Măi, după 20 de zile Dumnezeu l-a vindecat. O venit la adunare și a spus, frate, dar vreau să-mi dai botez. Măi, dar te-ai pocăit și nu-i spun numele, că el știe povestea. M-am pocăit, frate Dragoș, și i-am dat botezul. În ziua botezului, era plină, ca la voi, la balcoane. Și când au intrat în apă, el îmi spune, frate Dragoș, pot spune ceva? Bă, dar ce vrei să spui? Că nu știam ce spune. Ceva de bun. Hai spune. Și ia microfonul și spune, prietenii mei de la balcon, mă știți, da? Să nu luați voi botezul cum îl iau eu. Să nu stați 20 de zile în perfuzie și în comă și să plângă părinții voștri și să roage adunarea. Luați-vă pocăiți acum. Și plângeau, măi, prietenii lui, pocăiți o parte, mai puțin pocăiți. Măi, și nu a trecut mult și vine la mine la poartă cu o fătucă din mână. Măi, dar ce s-a întâmplat? Frate, dragul mânsor. Măi, dar tu cine ești, măi? Eu întreb pe fată. Frate, îmi spun eu din localitatea Cutare, părinții mei sunt nepocăiți, de la mine din casă nu vine nimeni la nuntă, eu am neamuri sus pus în oraș prin București și m-au renegat cu tătul. Mă, dar cum te-ai pocăit, măi copilă? Păi eram în clasă, mie îmi place muzica. Și odată, într-o recreație, două fete s-au lipit una de alta și au început să cânte. Și mie, dacă îmi place muzica, am întrebat, măi, dar ce cântați, de unde e asta?
Fetele cele cântau o cântare, nu știu dacă se știe, încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, și pentru tine la Golgota muri Fiul lui Dumnezeu. O, vino azi cât mai degrabă, că mâine va fi prea târziu. Iisus te cheamă în veșnicie, vino acum cât mai ești viu. Și zic, măi, dar de unde? De la noi, de la adunare. O fost la adunare și la adunare au rămas. Și eu am spus, măi, nu-i nimic, dacă părinții tăi nu vin, noi îți facem nuntă, ne rugăm Domnul. În ziua nunții, toată familia ei a venit. Acum ce au vorbit între dânsă, nu știu, au venit și mamă sa și tatăl sau niște domn mari de prin București. Vreau să vă spun ceva, la nuntă se cam face azi, se cam glumește, na, că e nuntă, spunem noi. Toată slujba aceea a fost numai plâns. O judecătoare nu mai avea batistă, venit și ea, n-am e batistă, am văzut că împrumută batistă. Și la urmă m-a întrebat, dacă aș vrea să mai vin la dumneavoastră, pot să vin? Da, veniți. Măi, a fost un har la nunta aceea, îți căsătoriți, trăiesc bine în Austria, știi de ce? Că două fete au aprins o lumină la una care nu știa, s-au lipit una de alta și cânta, încă mai este loc la cruce. Voi ce cântați la școală? Ce muzică ascultați? Când puneți căștile în urechi, ce ascultați? În engleză, în germană, în ce cântați? Cântați cântări așa frumos ca aici? Dumnezeu să vă ajute. Amin. Voi sunteți o lumină, o cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă. Și nimeni nu aprinde o lumină să o pune sub oboroc. O pune în speșnic să lumineze. Și luminăm între vecini, și luminăm la școală, și luminăm la servici, și luminăm pe unde călătorim, în lung și în lat. Suntem o lumină. Și oamenii trebuie să vadă ceva în noi, ceva deosebit. Am un prieten vicepreședinte în comunității Suceava, Aurel Joltuz, zbura cu avion. Eu am zburat foarte mult cu avionul. De el spune, măi, fratele, am prins o turbulență cum n-am prins niciodată. La un moment dat, avionul, oamenii țipau, au căzut măștile, când avionul cad măștile, acolo e problemă deja. Și toți răhneau copiii. Zic, eu stam la geam așa, și liniștit, foarte liniștit, n-am făcut niciun gest, mă gândeam, mă pun lucrare, că plec, măi, n-am avut nicio lucrare. Înseamnă că nu mor. O trecut zbuciumul ăsta și-au revenit oamenii, dar doamna care sta lângă el s-a uitat lung la el și i-a spus, tu ori ești sfânt, ori ești nebun, din două una. El stă așa impasibil, a văzut că e diferit de ceilalți. Fraților, văd oamenii în noi lumină? Acolo unde e necunoaștere, unde e nepricepere, mergem noi și luminăm ca adevărați creștini? Dumnezeu să ne ajute, amin? Mai putem continua un pic? Hai, încă un domeniu să luăm, din mica, din capitolul 7, versetul 8, dacă s-ar putea afișa. Spunea acolo cineva așa, nu te bucura de mine, vrășmașă, că chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Am numit eu întunericul căderilor. Când un om cade, apoi la întuneric, nu lumină. În Isaia, capitolul 9, versetul 1 și 2, vorbea de totuși întunericul nu va domni veșnic acum în ținutul lui Zabulon și al lui Neftale. Nu va răsări o lumină. Dar eu întreb, dar de ce Zabulon și Neftale era întuneric? Nu erau ăștia feciorii lui Iacov? Nu erau ăștia evrei? Nu erau ăștia copiii lui Dumnezeu? Ba da, dar de ce întuneric în țară la dânșă? Pentru că au căzut. De aia, pentru că au căzut, Zabulon și Neftale, Galileea, neamurile dincolo de râu, au văzut strălucind o lumină mare când s-a născut Hristos. Dar până atunci erau în întunericul căderilor. Acum nu vorbim de ei. Vorbim de noi acum. De noi pocăiți, dacă vreți. În Galateni 6 cu 1 spune, fraților, dacă cineva, vreo unul din voi, a căzut deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândețe și ia seama la tine însă să nu fii ispitit. Căderi în greșeli. Am o întrebare, că eu sunt curios. Există în toată mulțimea asta vreun om care nu greșește niciodată? Nu este, nu? Atâta e de Sfânt Dumnezeu și atâta suntem noi de păcătoși, hai să o recunoaștem.
Spuneam de fratele Vorobeț, cât poți și rugăciune și la urmă Domnul te-a încercetat și nu ești după voia mea. Am povestit aseară o întâmplare. Dacă cineva a căzut vreodată, deodată, în vreo greșeală, eu am căzut. Nu vorbesc de păcate, de moarte, că nu ne-am păzit, nu? Eu am 60 de ani de pocăință, fraților. De fapt, 59. Că eu în februarie împlinesc 60, dar un frate spune, dar ce tu ai fost pocăit chiar de când te-ai născut? Am spus, nu, un an am fost sfânt, că așa spune Biblia. Dacă unul din părinții credincioși copil, un an am fost sfânt, după aia eu trebuie să mă pocăiesc. Ba, spărgem un pahar, ba, răsturnam de pe masă și am 59 de ani de când sunt pocăit. Dar am mai căzut și eu. O mai căzut careva? Măi, și când ai căzut, n-ai părtășie, n-ai curaj, că spune 1 Ioan, capitolul 3 cu 21, că dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Dar când am căzut, nicam osândește inima. Și pentru noi, ca o stare din întuneric în viața noastră spirituală. Apoi spune Roman, capitolul 11, 25, fraților, ca să nu vă considerați socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israelul de acum a căzut-o într-o împietrire până se va împlini numărul de plin al neamului. Apoi tot Israelul va fi mântuit. Căzut în împietrire. N-am fost niciodată căzuți în împietrire? Să ni se împietrească inima, să nu mai avem curaj. Am făcut și n-am fost apreciați. Ne-am sacrificat și nu ne-a aplaudat nimeni. Și vine așa o împietrire peste noi. În Ițican, Suceava, la un frate prieten de-al meu, era o cer de rugăciune foarte mult. Și a venit un străin, un necunoscut, la rugăciune. Și prorocul de casă are o vedenie, spune, frate, pentru dumitare am avut două lucrări, nu știu ce înseamnă, și ca să nu le interpretez eu greșit, îți spun așa cum le-am văzut. Am văzut pe o câmpie mănoasă, purtau mult, pășteau niște vite grase și frumoase. Dar vitele cele la un moment dat au început să se slăbească și una câte una murea. Și am văzut o casă mare, frumoasă, că Domnul mi-a spus că s-a dumitale astea. Și casa aceea a început să drăpâneze. Și nu știu ce înseamnă. Omul a început să plângă și spune, n-ai de unde să știi, eu nu sunt de aici. Am auzit că e rugăciune și am venit. Îs din departe, fraților, eu sunt un om cu situație materială bună și în adunare am ajutat foarte mult și la construcție și la ce au fost nevoie, la transport, la evanghelie, am dat. Și s-au făcut alegeri de comitet și nimeni nu s-a gândit să mă pună și pe mine în comitet. Și așa m-am împietruit tare că am spus, nu ne mai dau nimica. Să dea ăia care conduc de acum, să mai cheltuiască. Și nu că nu li mai dau, dar mi-a părut rău și de ce am dat cu banii ăștia, eu ce făceam. Dar dacă Domnul mi-a spus așa, înseamnă că mă iubește. Și-a căzut omul ăsta într-o împietrire, n-a fost considerat bun, nu l-a apreciat nimeni. Și de câte ori nu trăim și noi stările astea? Te duci, slujești, vin noaptea obosit, și nu spune nici măcar mulțumesc frumos. A fost într-o adunare, a fost un har cu mai mult frați și la urmă s-a ridicat păstorul să mulțumim la Dumnezeu. La frați nu ne mulțumim, să nu se mândrească. Și ne-am dus așa, nicio mulțumire n-am primit, că eram în pericol să ne mândrim tare. Și atunci îți vine așa o împietrire, îi faci bine la unul de 10 ori și el îți face rău înapoi. Și atunci Israel a căzut într-o împietrire. Dar să nu cădem și noi. Sunt astfel de căderi. Și ăsta e un întuneric pentru noi. Și apoi mai spune în Galateni 6:9 că noi vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Am întâlnit păstori căzuți de oboseală care au spus, lăsați-mă în pace. Am întâlnit proroci căzuți de oboseală. Am întâlnit cântăreți care au îngropat toți morțe și toți priveciul și au spus, mai cântați voi că eu nu mai pot să cânt. Și au căzut de oboseală. Sunt căderi în viețile noastre. Și căderea asta e ca un întuneric care vine peste noi. Dar mica a șasă, adică 7:8 spune, nu te bucura, vrășmașă, am căzut, dar mă ridic. Amin. Acum sunt întuneric,
Dar Domnul este lumina mea. Slăvit să fie numele Domnului. Te duci la unul din ăsta? Mi-aduc aminte de un împărat căzut în desnădejde. Trei împărați au pornit la război cu alt împărat. Și după trei zile n-au găsit apă. Și au spus, Domnul îi dă mâinile lor. Și au întrebat Iosafat, nu-i un proroc al Domnului? Măi, este Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Să vin aici. Și s-a uitat la Ioram, a spus, cu tine n-am treabă. Dacă n-ar fi omul ăsta, și o spune, aduceți un cântăreț cu harfa. Acum când cânta, că sunt cântăreți la cântările lor, spunea un frate, pleacă duhurile. Și sunt cântări că pare că cheamă duhurile. Eu doresc ca voi să cântați cântări duhovnicești, amin? Și pe când acest cântăreț a început să cânte, o strigat Elisei, viu este Domnul, să fați aici în drum, groapă lângă groapă, nu va fi nici vânt, nici ploaie, totuși să vă umplea drumul de apă și veți bea, mai mult voi da și biruință. Era căzut în desnădejde omul ăsta, dar cineva a venit cu o lumină. Elisei avea lumina lui Dumnezeu. Amin. Cât e de bună lumina! Vorbeam parcă azi de un pribiac ce trecea de la Ierusalim spre Ierihon și a căzut între tâlhar, l-a bătut, l-a jefuit și l-a lăsat aproape mort. Și a trecut unul, n-avea lumină, a trecut altul, n-avea lumină, dar al treilea avea și vin și un de lemn și bănuț și timp. Și de acolo, din căderea lui l-a ridicat. Putem noi face așa ceva? Putem să ducem mesajul lui Dumnezeu la oamenii care au căderile lor, au durerile lor, au problemele lor, să spunem că Hristos încă iubește? Doamne, ajută-ne la asta, amin? Și mai este o cădere, o spun așa în scurt, și apoi închei predica. În 1 Ioan, parcă în capitolul 2, cu versetul 11, spune acolo apostolul iubirii că cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Oamenii urăsc. Domnul Iisus spunea în Ioan, în capitolul 7, cu versetul 7, lumea pe mine mă urăște. Da? În Levitic 26, cu 15, spunea să nu ajungeți până acolo să urâți rânduielile lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu are niște rânduieli? Dacă ne socotiți legile mele, sufletul urăște rânduielile mele. Oamenii urăsc rânduielile lui Dumnezeu. Luăm una în creație. Dumnezeu a făcut familia și a creat bărbat și nevastă. E rânduiala lui Dumnezeu? Și oamenii o urăsc. Și în România s-a făcut un referendum pentru asta. Și România, care 98% e creștină, nu a vrut să iasă la referendum. Și nu a vrut să iubească rânduielile Dumnezeu. O spus să-i bun cum fac păcătoșii ăstea. Nu știu ce ați făcut dumneavoastră. Dar asta și m-am gândit mult, 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 că la noi, la Suceava, au fost județul cu cele mai mari participări. Și s-au mobilizat și preoți, ortodoxi, și catolici, sunt, să ieșim toți. Dar oamenii nu au vrut să iasă. Creștini, care mai merg din când în când la biserică, nu spun, băi, asta e rânduiala lui Dumnezeu, să o lăsăm așa cum o dat-o. Și o schimbat Dumnezeu, o schimbat oamenii rânduielile. Urăsc pe Domnul, urăsc legile Lui, urăsc poruncile Lui. Psalmul 36 cu 4 spune, urâți rău, cel care iubiți pe Domnul. Dar noi nu urâm rău, nu, nu. Noi, spune în Tit capitolul 3, că eram cuprinși cu versetul 3, cu tot felul de plăcere și pofte, urându-ne unii pe alții și vrednici ca să fim urâți. De ce să ne urâm noi când ar trebui să urâm numai păcatul? Dumnezeu să ne ajute. Ei, la oamenii ăștia care trăiesc în întunericul urii, cei din Rebrișoara, că eu închei predica, mergem cu lumina și le spunem că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu a iubit lumea care o da pe Hristos să moară și că cei care îl iubesc pe Dumnezeu vor avea parte cu ei. Doamne ajută-ne! Amin. Și eu vă spun, Doamne ajută la evangelizare de acum. Eu plec acasă noaptea asta, dacă mă ajută Domnul. Acum vreau să plec acasă. Eu nu pot evangeliza Rebrișoara, v-am spus de la început. Vrem să ne sfătuim împreună cum să facem noi să evangelizăm Rebrișoara. Adică voi cu lumina care o aveți în voi, să vă duceți la cei care trăiesc în întuneric cu durere.
în întunericul necunoașterilor, la cei care trăiesc în întunericul căderilor și la cei care trăiesc în întunericul urilor. Și acolo duceți lumină. Oamenii văzând lumina, vor veni la lumină. Un lucru vă mai spun. Și o lanternă care arde, îi se gata bateria. Și un sfetnic care arde, îi se termină uleiul. Și în Biblie spune că mucura trebuie scos, curățat și împrospătat, pus ulei. Tot luminăm, luminăm, dar ne consumăm. O predică te consumă. Un drum de aici până la Suceava te consumă. Să mergi la toate mormântările și la toate privegherile, te consumi pe ploaie, pe vânt, pe ger. Te consumă tare mult. Și avem nevoie de un de lemn. Știți ce ne dă un de lemn? Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt. De aceea spunea Apostolul Pavel în Efeseni, fiți plini de Duh, fraților, amin. Și doresc ca Domnul să vă umple de Duhul Sfânt. Amin. Amin. Și având mereu în noi un de lemn proaspăt, să luminăm în reprișoara asta. Amin. Că la miezul nopții s-a auzit o strigare. Vine mirele! Și cinci fecioare aveau candelele aprinse și aveau un de lemn în vas. Ele au intrat în odaia de nuntă. De aici încolo nu-i mai trebuie lumină. Că acolo unde o merge noi nu-i nici zi, nici noapte, acolo nu mai este întuneric. Acolo Hristos e soarele nostru. Acolo Hristos e lumina noastră. Eu am mai spus la unii frați, o spun și acum, fraților, oameni buni, noi trăim o viață întreagă pentru o secundă, pentru o clipă. Îți conștient de-a. Viața mea a trecut, am 60 de ani, cât pot mai trăiesc? Fratele are 97, Domnul să-l binecuvinteze. Cine știe dacă ajunge până acolo? Eu trăiesc o viață întreagă pentru o clipă. O clipă când voi sta înaintea lui Dumnezeu, în fața tronului de judecată al lui Hristos. Și aici sunt două posibilități. Mă gândeam așa că la un moment dat, când voi aștepta sentința, Hristos îmi va spune, vină slugă bună și credin. O să mă strige pe nume, dragul și croitor, și tot cerul să se uite. Și o să spună, slugă bună și credincioasă, hai, intră în bucuria stăpânului. Eu îmi imaginez că am să chiui, am să sar în sus, aha, spune, vor sări căviței din graj și nu ori mai putea de bucurie. Cum am să-mi exprim bucuria? Nu știu. Știu că am să mă bucur tare mult. Dar dacă îmi va spune atunci, pleacă de la mine. Atunci ce mai contează că am fost bogat sau sărac? Am fost mai sociabil sau am fost un haiduc? Ce contează că am fost mai sănătos sau mai bolnăvicios, că am fost mai pregătit sau am fost analfă? Ce contează în clipa aceea când îmi va spune du-te? Și tot ce el o să vadă sentința și o remușcare și o rușire pe capul meu o să fie că am avut har, domnule, am avut posibilitate să mă pocăiesc, am avut putere, mi-o dat Dumnezeu și n-am vrut. Și tu într-o zi, nu știu cine ești aici, vei sta în fața lui Hristos. Și în dreptul tău va fi rostit o sentință. Du-te sau vino. Pentru mine și casa mea, eu vreau să strige toată familia, hai veniți încoace, intrați în bucuria stăpânului. Și pentru voi, tot așa vreau. Amin. Amin. Amin.